După masa aceasta împreună cu noi avem cel mai mare specialist în eliberări. Unii dintre noi poate avem nevoie de eliberare și în seara aceasta cu adevărat între noi este cel mai mare specialist în eliberări. Numele lui este adevărul. Pentru că așa spune Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, slobos. Deci cel mai mare specialist în eliberări se numește adevărul. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră ați fost vreodată la medic și v-au spus adevărul, ce boală aveți, să-i dați o palmă. Acum, v-a spus medicul că aveți cancer și nu i-a stat nicio palmă. Dar de ce nu i-a stat nicio palmă? Pentru că i-a spus adevărul. Pentru că puteți să urmați un tratament. Slujba mea în seara aceasta este să vă spun adevărul. Adevărul nu este confortabil. Vă scoate din confort, dar vă face bine. Și în seara aceasta sperăm că adevărul să ne dea libertate. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, a îmbogățit pământul cu lumină. Pentru că El însuși a spus, eu sunt lumina lumii. Și când El a coborât și a venit pe pământ, de fapt a venit lumina. Dar eu vă întreb, dacă atunci când a venit Iisus a venit lumina, ce era până atunci? De ce a trebuit să vină lumina? De ce a trebuit să coboare lumina? Ce era pe pământ? Eu auziți dumneavoastră ce spune Isaia la capitolul 9, versetul 1 și 2, ce totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care acum este necaz. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină și peste cei care umblau în țara umbrei morții răsare o lumină. Deci pe planeta aceasta, până când a venit Domnul Iisus, imperiul care conducea se numea Întunericul, Bezna, noaptea, era pană de curent. Regele era păcatul și regina era moarte. Astea dominau. Până a venit Hristos, dominația, imperiul care s-a impus pe planeta aceasta a fost moartea, păcatul, adică Întunericul, Bezna și noaptea. Ei, Hristos a venit tocmai ca să bată Întunericul, să învingă Întunericul, să dezorganizeze Întunericul. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus, binecuvântat să fie El. Deci trebuie să știți lucrul ăsta pentru ce a venit lumina, de ce a venit Iisus Hristos, ca să biruie, să bată Întunericul. Dar haideți să vedem ce însemnează Întuneric din punct de vedere spiritual. Dacă poți să afișezi versete sau dacă nu poți să citezi eu, în Faptele Apostolilor, capitolul 26 cu versetul 18, zice ca să le deschizi ochii. Ce avem ochii închiși? Deci trebuie să știți, fiecare om care se naște pe pământul acesta, se naște cu ochii închiși din punct de vedere spiritual, adică nu vede nimic în împărăția lui Dumnezeu. Dumneavoastră aveți ochii ăștia, dar mai există și ochii ai inimii. Ei, ochii ai inimii sunt închiși. În momentul când vine lumina, se deschid ochii interior. Dar auziți ce zice, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și mai departe explică ce însemnează întuneric și ce însemnează lumină, ca să vedem, da? Să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Adică întuneric însemnează sub puterea satanei. Trebuie să știți că orice om, orice copil care se naște pe pământul acesta, se naște sub puterea satanei. Adică nu noi avem puterea. Toată lumea zace în cel rău. Cel puternic este diavolul, este moartea, este păcatul. Și ne naștem sub puterea satanei. De exemplu, tatăl meu, 70 de ani a fost alcoolic. Eu nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege ce însemnează săptămâni în șir să nu te dezbeți. Adică să bei în continuu zi și noapte. Săptămâni la rând. Ei, când a venit lumina peste tatăl meu la 70 de ani, s-a uitat la mama mea și a spus, eu nu am văzut nimic. Copilul meu era slujitor, era păstor, soția mea era pocăită, zice, n-am văzut nimic. Unde era? Era întuneric. Ce însemnează întuneric? Sub puterea satanei, adică nu faci ce vrei tu, faci ce se dictează prin autoritatea care are putere, adică satana, puterea satanei. La noi în localitate s-a dus un frate la tomberon, la lăzele cu gunoi, și era acolo un bărbat de 40 și ceva de ani, acolo dormea în tomberon, acolo mânca, era și lovit, era și bolnav, bineînțeles că era mai mult pilit, bea decât treaz, și fratele ăsta l-a luat acasă. Și l-a pus pe un pat, l-a lăsat să trezească până dimineață și dimineața a zis, uite aici, ai tot ce trebuie, îți dau tot ce trebuie. Știți ce a zis omul? Mă duci înapoi. Na, cum spuneți dumneavoastră, de ce a cerut să meargă înapoi? Era sub ce putere? Păi că ți se oferă totul și spui, mă duci înapoi la tomberon. De ce? Pentru că era sub puterea satanei. Înțelegeți dumneavoastră? Adică oamenii nu fac ce vor ei, ci sunt sub o autoritate, sub o putere. Puterea satanei. Ce mai însemnează întuneric, dacă poți să pui Isaia 42 cu 7? Aceeași noțiune, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Adică întuneric însemnează că suntem legați și prinși într-o temniță. Deci orice om se naște pe planeta asta este sub puterea satanei, este strâns, legat și băgat într-o temniță. Adică niciun om nu poate evada de sub puterea aceasta. Ești efectiv prins, legat și băgat în temniță. Și cel care comandă și are autoritate este diavolul. Eu zic dumneavoastră ce se zice în continuare că însemnează întuneric.
Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Dar ce înseamnă întuneric? Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Adică în momentul când e întuneric, n-ai sens în viață, n-ai scop, n-ai noimă, nu știi încotro te îndrepți. Adică ești sub puterea satanei, ești prins, legat în temniță și nu știi încotro te îndrepți. Ce mai înseamnă întuneric? Zice Scriptura, căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acesta. Adică există un Dumnezeu al acestui viac care îți orbește mintea, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când deschideți Scripturile, înțelegeți ce citiți? Că sunt atâția oameni care deschid Biblia, o pun la loc, o închid la loc, o pun în bibliotecă, pentru că nu înțeleg nimic. Dacă nu înțelegi din Scripturi când o deschizi, vreau să te întreb, ești în întuneric sau în lumină? Deci ce înseamnă întuneric? Întuneric înseamnă că ai Biblia, o deschizi, nu înțelegi nimic. Poți să fii cel mai deștept om. Biblia asta e cifrată, are cod. Poate să fie om cu 4 clase și să o înțeleagă pentru că a venit lumina. Și poate să fie prim-ministru care să nu înțeleagă nimic. Ei, dumneavoastră înțelege, înseamnă întuneric. Întuneric înseamnă, adică nu înțelegi nimic din Scripturi, nu știi încotro te îndrepți, da? Ești prins, legat în temniță și sub puterea satanei. Acum vreau să vă întreb, avem nevoie de lumină, ce zice dumneavoastră? Na, păi hai să prindem o lumânare. Acum o să aprindă lumânări multe. Na, spuneți dumneavoastră așa logic, poate o lumânare fizică pe care o aprind să rezolve toate problemele astea? Adică dacă aprinzi o lumânare din asta fizică, înțelegi din Biblie, nu? Ieși din temnița diavolului. Ieși de sub puterea diavolului, pe așa prinde 1000 de lumânări. Dumneavoastră înțelegeți că nu e vorba despre o lumânare fizică, este vorba despre o altă lumină de care noi avem nevoie și ea a venit în lume. Na, hai să învățăm, vreți să învățăm o rugăciune despre lumină? Eu am auzit multe rugăciuni în viața mea în adunări, dar să știți că oamenii se roagă foarte puțin cu versete din Biblie. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Puneți cuvântul în cântare, pune cuvântul în predică, dar pune cuvântul și în rugăciune. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Na, hai să învățăm împreună, uite, dacă poți să pui Psalmul 4:6. Ia vezi dacă găsești acolo, ca să învățăm rugăciunea aceasta împreună. Psalmul 4 cu versetul 6. Ia uite ce zice, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, și urmează o rugăciune, haideți să o spunem împreună. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Hai să mai spunem o dată. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Despre ce lumină e vorba? E vorba despre lumânare fizică, se rezolvă probleme, dar cine rezolvă problema? Ia auziți, lumina feței lui. Dar vreau să vă întreb, ce legătură are fericirea cu lumina? Că aici zice, cine ne va arăta fericirea? Păi ce legătură are fericirea cu lumina? E, dumneavoastră trebuie să știți, fericirea și bucuria sunt efecte din lumină fără motiv pământesc. Adică nu trebuie să ai nimic pământesc ca să te bucuri să fii fericit. Efectiv, sunt efecte din lumină. Poți să fii cel mai sărac, să n-ai haină, să n-ai mașină, să n-ai casă, să n-ai absolut nimic pământesc, pentru că fericirea și bucuria sunt efecte din lumină. Eu zic, zice, mai departe, mai pune un verset, 7. Dă-i mai departe pe verset. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când au cele mai mari succese pământești. Astea erau succese din timpul acela. Mulțește rodul grâului și al vinului. Dar acum zice, tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei când se plimbă cu mașinile lor, când stau în vilele lor, când își numără banii, când se duc în croaziere, când se duc în excursie. Zice, tu îmi dai mai multă bucurie și fericirea și bucuria nu depind de pământ. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Noi la adunare unde slujesc, eu am făcut un an de zile studiu despre fericire. Știți care a fost paradoxul? După un an de zile de studiu despre fericire, m-am uitat și oamenii erau nefericiți. Vă dați seama, un an de zile să predici numai despre fericire, că ăștia tot nefericiți. De ce? Pentru că e un lucru simplu care nu înțelegem. Fericirea n-are de a face cu lucrurile de pe pământ. N-are de a face cu lucrurile din exterior, ci are de a face cu lucrurile din cer și cu cei din interiorul meu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Vreau să vă întreb. Un om handicapat are dreptul să fie fericit și bucuros. Dar un om orb, păi ce are ăla pe pământ? Adică dacă ăsta e fericit și bucuros, înseamnă că e fără motiv pământesc. Ei, când răsare lumina feței lui Dumnezeu peste tine, tu ai o fericire și ai o bucurie fără să ai niciun motiv pământesc. Aia vine din Dumnezeu. Ei, oamenii din lume, ei trebuie să aibă ceva pământesc ca să aibă niște clipe de bucurie și de fericire. Dar noi, care a strălucit lumina feței Domnului peste noi, putem să nu avem nimic. Putem să fim bolnavi, putem să fim cu handicapuri. Dar putem fi fericiți și bucuroși. Dumnezeu, n-ați văzut oameni care n-au mâini, n-au picioare, sunt în handicapuri, sunt oameni fericiți și bucuroși și te întorci de la ei cu bucurie. Tu care ai ce mânca, ai casă, ai mașină, te întorci de la un handicapat din ăsta și parcă intră bucuria în tine. Doamne, ai milă de noi.
Păi spunea cineva că s-a întors din Africa, deci am pus la biserică niște imagini. 15 minute nu m-am plâns, mi-am pocăit. Deci o sticlă așa, cu sticla asta de apă minerală, am avut cu de Coca-Cola. Și-a mai rămas așa pe sticlă. Deci am lăsat-o undeva și au venit două fetițe, surori din Africa. Și când au văzut că măi atât pe sticlă, au luat-o fiecare. Ați văzut cum bezi dumneavoastră la cina Domnului vin. Nu m-a gustat. Așa au făcut ele de vreo 4-8 ori, au pasat. O gustat odată la altă, o gustat odată la altă, de vreo 8 ori. Și-a mai rămas ceva pe sticlă. Dumneavoastră, aveți vreo sticlă plină? Și de ce nu sunteți fericiți? De ce nu aveți bucurie? Pentru că bucuria și fericirea n-are de-a face cu pământul. Dacă ar fi să aibă de-a face cu pământul, toți, fiți atenți, de la Revoluție încoa, cam toți ne-am îmbogățit față de atunci. S-au dublat, s-au triplat averile, dar fiți atenți, a crescut depresia de 10 ori. Deci gândiți-vă, omul și-a dublat averea, și-a triplat averea, dar a crescut și în depresie de 10 ori. Păi vreau să mă întreb, dacă și-a dublat averea, și-a triplat averea, n-ar fi trebuit să fie fericit, nu depresiv? Cum de avem mai mult și suntem mai depresivi? Păi nu vă supărați, dacă ar fi după lucrurile astea pământești, eu când m-am dus la școală la Timișoara, aveam păpucii rupți în vârf. Nu mâncam o prăjitură și nu beam sucul lunile ca să-mi cumpăr o pereche de blugi. Dumneavoastră puteți să înțelege. Deci luni de zile să-ți cumpere. Dumneavoastră aveți blugi. Aveți haine. Aveți pantaloni, aveți rochii. Și de ce nu suntem mai fericiți? Păi acum am pantofi, de nu-ți rupți în vârf. Și mai am o pereche acasă. Păi n-ar trebui să fiu mai fericit. De ce-ți mai amărât? Pentru că bucuria și fericirea n-au de-a face cu pământul. Uite, eu vă citesc acum. Am aici foaia și vreau să vă citesc despre vedetele din lumea asta. Să vedeți ce mărturisesc unele celebrități și vedete din lumea aceasta. I-au zis, dacă m-ați vedea, spune o persoană, ați crede că viața mea este ok. O copilărie bună, școli de elită, am 24 de ani, ultimul an la universitate, sănătoasă, arăt bine. Totuși îmi urăsc viața. Dimineața când mă scol, doresc să mă întorc în somn și să dorm veșnic. Nu am niciun motiv să mă trezesc. Mă simt golită, distracțiile nu mi-aduc bucurie. Aș dori să mă calce o mașină și să termin cu toate. Viața mea e nefericită, goală și fără sens. 24 de ani, universitate, sănătoasă, frumoasă. De ce dorea să o calce o mașină? De ce dorea să nu se mai trezească din somn? Mi-a spus că nu avea bucurie și fericire. Păi, dar ce nu avea din punct de vedere pământesc? I-au zis, o stea din sport, o celebritate, o vedetă din lumea sportului. În timpul gloriei sale era hărțuit zi și noapte de gândul sinuciderii. Sunt celebru, mărturisea el. Am de toate, dar la fel ca starurile de cinema care își iau viața, sunt nefericit. Nu am pace, sunt o marionetă. Am luptat să ajung sus și când am ajuns sus acolo, nu era nimic. Între meciuri lua doze mari de depresive. Nu să înțelegeți, o vedetă care a ajuns într-un domeniu al sportului în vârf, a zis, nu-i nimic acolo. Eu am crezut că dacă ajung în vârf și sunt vedetă și celebru, acolo e bucurie și fericire. Nu-i nimic. Dumneavoastră ați citit jurnalul lui Solomon. Știți că Solomon a fost cel mai înțelept om și a scris un jurnal. Se numește Eclesiastul. Ați citit jurnalul lui. Ăsta e jurnalul din viața lui Solomon. Și Solomon spunea, și el scrie în cartea Eclesiastul, am încercat să ating fiecare vârf din orice domeniu de sub soare. Deci m-am uitat la toate lucrurile de sub soare și am vrut să cuceresc fiecare Everest, fiecare vârf, să ajung sus și să fiu fericit. Și ascultați-mă, la fiecare vârf când îl cucerea, rostea o frază. Știți ce spunea? Totul este deșertăciune și goană după un. Las că le spun eu din cap, nu mai... Vă să asculte mai bine, că după aia nu înțelege, da? În fiecare vârf ajungea pe platou sus, zicea, nu-i nimic. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și fiți atenți, primul domeniu care l-a cucerit a fost știința. A fost un om de știință. Adică a cucerit domeniul ăsta, cum ar veni acum să pui toate diplomele de licență, masterate, doctorate în dulap. Și când a ajuns sus, Solomon zice, nu-i nimic, e gol tot. Deșertăciune și goană după pământ. Apoi a încercat cu băutura, cu distracțiile. Gândiți-vă, spectacolele lui, actorii lui, cu râsul. Și când a ajuns sus pe vârf, a zis, nu-i nimic, deșertăciune și goană după pământ. A încercat cu bogăția, iazuri, dumbrăvi, argint, aur. Când a ajuns în vârf, zice, gol, nu-i nimic, deșertăciune și goană după pământ. A încercat cu plăcerea tuturor oamenilor, o mulțime de femei. Și când a ajuns în vârf, a zis, nu-i nimic, deșertăciune și goană după vânt. Și zice Solomon, tot ce e sub soare este deșertăciune și goană după vânt. Numai ce este dincolo de soare împlinește. De aceea nu încercați să vă împliniți viața, să vă satisfaceți, să fiți fericiți și bucuroși cu lucruri de sub soare, că au fost alții mai tari ca noi și au cucerit vârfurile mai înalte ca noi și n-au găsit nimic. Ce Solomon, trebuie să te uiți dincolo de soare. Acolo e Dumnezeu. Și numai din Dumnezeu, când vine lumina, sunt reflectate bucuria și fericirea.
Binecuvântat să fie Domnul. I-au zis dumneavoastră o celebritate, o vedetă din muzică. La 27 de ani, în plină glorie, plin de bani și înconjurat de fani, pe deasupra și proaspăt tătic a luat pușca și a pus-o la tâmplă și a tras. Motivul: mă urăsc, vreau să mor. Laureat al Premiului Nobel pentru literatură, era faimos pentru excursiile exotice, pentru cuceririle sentimentale și aventurile de vânătoare. A fost însurat de 4 ori, a trăit liber, fără scrupule morale. Până într-o dimineață a savurat micul dejun, s-a dus în pivniță, a luat pușca, 2 cartușe și a pus țeava în gură și a zburat creierii. Nu vreau să vă întreb, toate astea au fost vedete. De ce trebuie să se sinucidă? Pentru că trebuie să înțelegeți, bucuria și fericirea sunt efecte din lumină fără niciun motiv pământesc. Ați auzit vreodată pilda aia în care un rege nu era fericit și i-a pus pe toți ăștia supușii lui să caute un om fericit și să-i aducă haina, să o îmbrace și regele, să îmbrace haina unui om fericit. Și-au plecat ăștia și n-au găsit fericirii nicăieri. Până la urmă treceau pe o potecă, pe un câmp și unul cânta: o, cât mă simt de fericit. Și ăsta, uite, bă, un om fericit cântă. Bă, tu ești fericit, da? Băi, fii atent, regele a spus să-mi dai haina să-i aduc lui. Păi zice, eu n-am haină. Eu săracă, n-am haină. Dar el cânta că avea ceva, zice: o, cât mă simt de fericit că am mântuitor. Orfan nici părăsit nu sunt cu al meu salvator. Slavă mielului preasfânt ce pentru mine a murit. Aleluia, 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 amin. Dacă ai un mântuitor care a murit pe cruce, din cruce, când răsare lumina lui Dumnezeu, ești fericit și bucuros. Acum ce ziceți dumneavoastră? Vedeți dumneavoastră în biserică așa ceva? Bucurie, fericire. Ia pune înapoi, dacă poți să pui înapoi Psalmul 4 cu versetul de la început, 6. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea, versetul 7, decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Și fiți atenți, urmează la versetul 8 acum. Mai pune un verset. Eu mă culc și adorm în pace. Vreau să vă întreb, unde vedeți dumneavoastră aici ceva despre depresie, stres, îngrijorare, tulburare? Păi astea sunt elemente din întuneric. Tocmai pentru asta a venit lumina, să le biruie, să le bată. Ei, auzi ce zice, eu mă culc și adorm în pace că sertarul e plin cu bani. Mașina e în garaj. De baraua e plină. Etajul și mansarda sunt gata. De aia adormi în pace. Ia auzi ce zice, eu mă culc și adorm în pace căci numai Tu, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în... Deci dumneavoastră puteți înțelege, bucuria, fericirea, pacea, liniștea sunt efecte din lumina feței lui Dumnezeu. Și într-o zi ca astăzi, cineva a stat crucificat. Ca lumina asta să răsară și peste tine. Să bată întunericul din viața ta, să bată depresia, tulburarea, îngrijorarea, stresul, panica. Pentru că astea sunt elemente din întuneric. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Ce ziceți dumneavoastră? Avem nevoie de lumină. Dar știți ce am citit eu în textul ăsta? Că lumina a venit. Și-au pus oamenii pentru că au iubit mai mult. Într-o zi ca astăzi, oamenii au demonstrat ce iubesc. Lumina sau întunericul. Hristos sau Baraba? Ce au strigat om? Ce au strigat? Au strigat lumină? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Lumina a venit, dar oamenii nu iubesc lumina. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Lumina este nedorită. Este pusă pe cruce pentru că oamenii iubesc întunericul, nu iubesc lumina. Uitați-vă dumneavoastră și din punct de vedere fizic. Soarele, de exemplu, care luminează ziua, are putere în razele lui să distrugă virus și microbi. Și dacă intră pe geam în casa ta sau oriunde intră pe geam raze de soare, distruge microb și virus. Acum vreau să vă întreb, de ce punem perdele? De ce punem jaluzele? Ce vrem să nu intre? Lumina, întreabă pe cineva, zice, dar de ce nu vrei să intre lumina? Zice, se decolorează mobila. Mai bine cu mobilă și cu virus și cu microbi. Deci noi nu iubim lumina. Ia gândiți dumneavoastră, dacă dormiți noaptea, vă culcați, stingeți becul, dormiți și dimineața vine cineva și apasă întrerupătorul și aprinde lumina. Ce-ți vine să zici? Stinge-vă lumina, mă! Dar de ce? Ce-ți face rău? Omul nu suportă în firea noastră, noi nu suportăm lumina, nu ne place lumina, noi iubim întunericul. Numai să vină lumina peste un om și o să vedeți cât de urâtă este lumina, exact ca Hristos. Lumina a venit și au pus-o pe cruce, pentru că nu iubesc lumina. Tot așa, când un om este luminat de lumina feței lui Dumnezeu, el ajunge bucuros, fericit, dar oamenii îl urăsc. Am avut la noi în comună un ateu, un bărbat, 40 de ani, ateu. Nici pe părinții lui, care erau ortodoși, nu-i lăsau să roage la masă. Nimic. Și dintr-o dată vine lumina lui Dumnezeu, se pocăiește,
vine la biserică, s-a botezat și o cucoană pe stradă îl oprește, zice: băi, de ce ți-ai lăsat religia ta? Și zice: păi, dar religia mea a fost birtul. Dar mai bine la birt. Oamenii n-au probleme dacă te duci la birt. Probleme dacă te pocăiești. Dacă a venit lumina, o să vedeți cât de prigonită este lumina. Și până atunci începe și nașul, și începe și popa, și începe și aia din casă, și ce veți fi urâți de toți, pentru că lumina nu iubită, este urâtă. Un prieten al meu a zis, maică-sa, când a auzit că se pocăiește, a zis: bă, îți dau bani, te duci la discotecă, bei, fumezi, numai să nu te pocăiești. Nu să înțelegeți? Lumina nu este dorită, este urâtă. Oamenii iubesc mai mult întunericul. Dar acum e sărbătoarea Paștelui. Și toți sunt cu lumină. Pentru că noi, ca să facem o demonstrație de imagine, știm să mimăm lumina, dar trăim în întuneric. Noi iubim întunericul, dar mimăm lumina foarte bine. Păi spune Biblia că diavolul se poate preface într-un înger de... Dar vreau să vă întreb, e lumină? Și cum se poate preface în înger de lumină? De ce? Pentru că odată în trecut a fost în prezența luminii lui Dumnezeu și știe elementele de acolo. Și știe să se prefacă. Să aducă elemente din lumină, dar el trăiește în întuneric. Așa și noi. Ia gândiți-vă dumneavoastră, numai așa câteva exemple. Că venim la biserică câteodată cu nevasta, cu copiii și odată te enervezi, te ceri cu soția, îi mai dai și lui fiul tu una peste cap și când intri pe ușă, pacea Domnului, fraților. Asta e din lumină. Dar tu ai venit în întuneric, tu de fapt ai fost în întuneric, dar știi să mimezi lumina, ai învățat. Pacea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Când și eu un bilet, când și eu o cântare pentru slava Domnului, predicăm, facem de toate, știm să mimăm lumina. Păi gândiți-vă dumneavoastră că preoții, când au fost chemați de Irod la raport, și-au întrebat unde trebuie să nască Hristosul, au spus predica de la A la Z. Tot! Au știut să predice tot! După ce au predicat, unde s-au dus? Dacă au spus că în Betlehem trebuie să nască, cine s-au dus în Betlehem? Preoții sau magii? Păi dacă ei știau, cine trebuie să ducă? Ei unde s-au dus? În întuneric. Dar știau să predice. Știau să mimeze lumina. Și Irod, zice, face cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știri că mă duc și eu să mă închin. Și el știa să mimeze lumina. Am văzut, mai merg când se apropie alegerile, mai vine câte un primar, mai vine câte un deputat la biserică și îi dă cuvântul. Mă, oameni buni, când vorbește de-n față, eu nu mai îmi dau seama cine e, primarul sau păstorul. Că vorbește mai bine ca păstorul. El noaptea a fost la discotecă și când îl vezi la amvon, știe să predice mai bine ca păstorul. Că a învățat să mimeze lumina. Ei noaptea sunt prin întuneric, dar învață și ei să mimeze lumina. Doamne, ai milă de noi. Păi gândiți-vă noastră, anul trecut, în luna decembrie, colins despre nașterea Domnului, un cor de tineri. Cântau colins. În același timp se desfășura finala campionatului mondial de la Qatar. Și ăștia cântă cântările, colinzile, se pun jos, dă drumul la telefon și urmărește finala. Bă, dar ce bine ori mima lumina. Ori mimat lumina, ori cânta cântările, când o vine predica, ei l-au urmărit pe Messi. Am spus asta într-o biserică și vine unul care era cu slujirea în față, zice: voi, frate, mie se trebuie să mă mărturisesc. Am venit la biserică și m-am dus în balcon, în duminica aia după masă. Și am dat drumul la telefon și m-am uitat la final. Na. Dar știm să mimăm lumina. Dar de fapt îl iubim pe Messi, pe Ronaldo, iubim pe nu știu ce vedetă, de pe nu știu pe unde, de pe la televizor. Dar noi mimăm lumina, am învățat să cântăm, să spunem poezii, să predicăm, ne rugăm, știm să ridicăm mâinile, știm să zicem saluturi, Hristos a înviat. Știm să mimăm lumina, dar avem certuri, avem ură, avem lăcomie, avem invidie. Astea sunt toate elemente din întuneric. Dar știm să mimăm lumina. Dragilor, vreau să vă spun ceva. Acum, că e ziua când ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus, hai să nu mai mimăm lumina. Hai să spunem nu la lucrurile care sting lumina. Sunt întrerupătoare pe care apeși să stinge lumina. Hai să spunem nu! Vreți să spunem un nu la lucrurile care sting lumina? Na, hai să vedem care sunt lucrurile alea. Eu zic dumneavoastră, dacă pot să afișez Roman capitolul 13, versetul 12. Hai să vedeți toți aici la ce trebuie să spunem nu, că sunt elemente din întuneric. Da? Roman capitolul 13, versetul 12. Foarte important să-l vadă acum. Ia auziți. Noaptea, adică întunericul aproape a trecut, se apropie ziua să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului de noapte și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, adică să trăim în zi. Și acum urmează, să trăim frumos ca în timpul zilei în lumină și urmează, nu! Spuneți nu! La ce? Nu în chefuri și în beții. Nu! Poate să fie fiul tu, poate să fie nepotul tu, poate să fie vecinul tu, poate să fie nașul tu, poate să fie neamul, trebuie să spui nu! Dom'le, chef cu băutură, nu! Da, dacă zici nu, te vor iubi neamurile. Ce zic neamurile? Ce zice fiul? Ce zice nepotul tu? Dacă zici nu, nu începe să te urască, pentru că vrei lumina. Dar spune nu.
La mine în sat a fost o nuntă și cineva care eram prieteni și-o căsătorit fica și-o făcut nuntă mare și probabil așa din politeț a venit să mă invite și pe mine. Zice, vă invit la nuntă. Și eu l-am surprins. Zic, vin. Cum, veniți? Zic, da, vin cu Biblia. Și o să vă citesc din Biblie. Și el zice către mine, am știut eu că nu veniți. Deci m-a expus din start că n-auzi de Biblie. M-a zis, am știut eu că nu veniți. Dar eu n-am zis că nu mă duc. Eu zic că mă duc. Mă duc cu Biblia. Deci, dragilor, dacă puteți să mergeți cu Biblia, să citiți vreo 5 capitole și vă lasă, mergeți. Dar vă spun eu că vă exclud ei de la nuntă. Că le stricați toată atmosfera. Duceți, dați-vă carte de cântări. Duceți-vă cu Biblia. Zic, bă, un ceas dați mie. Nu te mai lasă nimeni. Dumneavoastră vedeți că Petru cât timp a fost la foc, s-a uitat, zice, bă, nu cumva ești de-a lui Iisus. Și a început să se blesteme. Când s-a blestemat, nu a mai avut nimeni treabă cu el. Erau de-a lor. Gata! Până ai spus nu, toată lumea te prigonește. Când te-ai blestemat, te-ai dus la chef, gata, nu mai ai nimeni treabă, e de-a nostru. Nu! Nu în cheful și în beții, mai departe. Nu în curvii. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Curvia oferă cea mai mare plăcere din lumea asta. Dar și nota de plată pe chitanță, e pe măsură. Nu o să poți plăti nici tu, nici familia ta. Unii zic, da, dar ne pocăim ca David. Eu nu vă doresc la nimeni să vă pocăiți ca David. Nu vreau și nu vă doresc așa ceva. Gândiți-vă, citiți dumneavoastră în Biblie capitolul în care David a păcătuit cu Bathsheba. Scrie așa, păcătuirea lui David cu Bathsheba, adică curvia lui David cu Bathsheba. Citiți dumneavoastră toate capitolele de dinainte. Să vedeți numai biruințe, numai haruri, numai victorii. Citiți toate capitolele după păcatul curviei și o să vedeți numai violul, numai moarte, numai urmărire, numai crimă. Dar omul ăsta s-a pocăit până la capăt și Dumnezeu l-a reabilitat. Eu nu-ți doresc să te pocăiești așa. Să-ți vezi fiii cum te urmăresc, cum curvesc. Să-ți vezi nevestele în fața soarelui cum curvesc. Eu nu ți-aș dori să te pocăiești ca David. Să ai niște consecințe pe care să le suporți. Doamne, ai milă de noi. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri. Noi să știți că în Joia Mare ucenicii mergeau pe drum și ce făceau? Eu zic, Domnul Iisus, ce făceați pe drum? Să certau? De ce să certau? Care să fie cel mai... Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră ați auzit vreodată de vreo ceartă în vreo biserică? Zdravână, să trebuiască să vină din alte părți, să rezolve problema. Care e motivul certei? Vreo 20 să ceartă care să facă curat la toalete. Ați auzit vreo ceartă pe toalete? Să spălăm, să curățăm toalete. Ați auzit pe cineva să certe? Dar cum de nu să ceartă nimeni să facă curat la toaletă? Interesant, domnule, nu se ceartă nicio ceartă în nicio biserică vreodată. Nu e nicio ceartă să ștergi praful, nu e nicio ceartă să mături prin curte. Pentru ce-i cearta? Care să fie, bă, ce-a spus un lanț aici, o cârmă, care să fie la cârmă? Apoi pentru asta e cearta. Și Biblia zice, asta face parte din întuneric. Nu! Iisus a luat un ștergar, un lighean și a dus și le-a spălat picioarele. Înțelegeți? Doamne, ai milă de noi. Nu! Spuneți nu la ceartă. Nu în invidie. Pisma înseamnă invidie. E foarte interesant cât de invidios suntem. Doamne, se duce altul de lângă noi, se duce prin Germania, se duce prin Anglia și în 3 luni vine cu Mercedesul. Și noi ne uităm pe geam. Bă, dar nu se poate în 3 luni? Păi ce-o fi făcut? Cum i-o fi făcut? Dar care-i treaba ta? Adică nu-ți convine ceva, că are Mercedesul și tu ai Opelul sau de ce? Păi lasă-l în pace. Da, dar nu putem. Să mai dă și nevastă un cod. Bă, tu când? Tu ce faci? Tu nu te duci. Tot cu ăsta mergem. Na. Dar ce treabă avem noi cu alții? Mulțumiți-vă cu ce? Gata. Ne mulțumim cu ce avem, nu invidiem. Bineînțeles că mai departe zice, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Spunem nu la lucrurile care sting lumina. Dar acum vreau să vă spun un lucru foarte important. Dacă noi trăim în întuneric, în faptele astea, după moarte unde mergem? Deci înțelegeți că e simplu. Dacă trăiești în întuneric, după moarte mergi în întuneric. Nu se mai schimbă nimic la moarte. Poate să spună ăștia lumânări cât să scânte cine vrei, să spredece cine vrei. Nu se mai schimbă nimic la moarte. Dacă ai trăit în elementele astea, după moarte vei merge în întuneric. Dacă ai trăit în lumină, după moarte unde mergi? În lumină. Foarte simplu. Și trebuie să mai știți un lucru. Dacă trăiești în lumină, când vine Domnul, El nu va veni ca un hoț pentru tine. Numai pentru aia care trăiesc în noapte, în întuneric, vine ca un hoț. Pentru că hoțul când vine?
În noaptea. Și atunci el e hoț și vine ca un hoț pentru ăla care trăiește în elementele din întuneric. Vine ca un hoț, ăla nu se așteaptă. Dar pentru ăla care trăiește în lumină, zice, Doamne, te-am așteptat, te-am iubit, te-am dorit, ești mirele meu. Pentru ăla nu vine ca un hoț. Eu vă spun, în viața mea, eu am lucrat și lucrez împreună cu fratele Petrică Găină, un mare om al lui Dumnezeu și duhovnic foarte bun. Și eu când m-am pocăit așa de tare, că am început să spun nu, deși eram fotbalist, eram pe teren, în cantonamente, în restaurante, în hotel, zis, nu, gata, la mine s-a terminat, nu. Și am terminat-o și cu televizorul, și cu 6 ani. Eu nu m-am uitat la televizor. După 6 ani, mă duc să-mi cumpăr centrală la bloc și deasupra era televizor cadou. Băi, zic, asta e har mare. Hei, dai seama, ce minune, mă, televizor cadou. Mă duc, am lucrat la telecomunicații vreun an și vine un coleg și zice, bă, bag cablu, televizor cadou, cablu. Păi spuneți dumneavoastră, nu-i minune. Și eu 6 ani am zis, nu! Dar nu l-am luat, dar la mine la țară tatăl meu nu era întors la Domnul și era, avea televizor și era și în casă, în altă cameră. Zic, bă, odată m-am pus acolo să stau pe pat sau... Vreau să văd ce e pe la televizor, nu mă uit la prostii. O, ce era știri sau ce era, da drumul. Și stau și odată aud în ușă. Când intră fratele Petrică Găină. Zic, păi, 6 ani nu m-am uitat, n-ai venit. Acum ai venit și m-ai prins ca un hoz la televizor. Na, spune-mi asta, dacă eram cu Biblia. Și mă rugam și intra fratele Petrică. Ce ziceam? Bine ai venit, frate Petrică, hai la rugăciune, explică-mă verset de Biblie. Ei, dar dacă am fost în întuneric, o venit ca un hoț. Păi de ce a venit omul acum? Nu mă așteptam, nu voiam să vin atunci. Înțelegeți dumneavoastră pentru cine vine Domnul Iisus ca un hoț? Pentru aia care trăiesc în elementele. De-aia să fii la un chef. Să fii la un chef cu băutură și atunci să vină Domnul. Să vezi cum fugi de acolo. De acolo zici, Doamne, vino Iisuse! Vino între noi, dragule! Sau în ceartă. Zici, vino Doamne aici, în cearta noastră. În curvie. Zici, vino Doamne. Nu poți să zici. E ca un hoț. De aceea, dragilor, trebuie să știți, lumina a venit și a fost pusă pe cruce. Oamenii au vrut să stingă lumina și au strigat să se dăruiască întunericul, Baraba! Să fie liber. Și de 2000 de ani e aceeași poveste. Noi mimăm lumina, dar de fapt trăim în întuneric. Domnul să ne ajute să nu mai mimăm lumina. Să nu mai mimăm. Și să spunem nu la lucrurile care sting lumina. Dumnezeu să ne ajute. Și aș vrea să închei după masa aceasta, să vă spun ce se întâmplă când vine lumina. Două lucruri foarte simple. Când răsare lumina feței lui Dumnezeu peste tine, primul lucru care se întâmplă este că vezi cât ești tu de urât. Adică cât ai fost în întuneric, tu n-ai văzut nimic hidos la tine. Fraza de obicei a oamenilor care sunt în întuneric sună cam în felul următor. Dar n-am făcut rău la nimeni. Dar ce rău am făcut? Dar n-am spart casa nimănui, n-am dat foc la casa. Dar ce rău am făcut? Pentru că e întuneric. Ei, în momentul când vine lumina și te uiți la tine, te vezi cel mai mare păcătos din lumea asta, ca Pavel. Păi dumneavoastră chiar credeți că Pavel, când a zis eu sunt cel mai mare dintre toți păcătoși, și credeți că nu erau păcătoși mai mari ca el? Ba da, dar el, pentru că a venit lumina feței lui Dumnezeu și a strălucit peste el, el n-a văzut mai mare păcătos ca el. Și tot așa și dumneata, când vine lumina, vezi cu adevărat cât de urât ești, cât de hidos ești, câtă bestialitate este în tine. Doamne, ai milă de noi. Gândiți-vă dumneavoastră că dacă aveți o scândură acasă și aveți un gazon și se lipește scândura cu gazonul, în 2 ani nu se mai face diferență. Calci pe scândură ca și gazon. Dar dacă este soare afară și tragi scândura la o parte, ce e acolo înăuntru? E, nu se vede nimic. Dar dacă îi dați scândura la o parte, ce iasă? Viermi. Dar locul ăla se vindecă. Deci trebuie să înțelegi, când vine lumina, toți viermii aia îi vezi. Tu n-ai văzut nimic cât a fost în întuneric. Eu stau acolo. Dar când vine lumina, dintr-o dată vezi toată hidoșenia, toată bestialitatea din viața ta. Eu, de exemplu, slujesc o adunare destul de mică, dar eu îi cunosc pe frați, așa în parte, și aș putea să le spun la fiecare câte un păcat care l-au, dar nu pot, că sar ca rachetele. Nu poți să le spui păcatul, că nu le place. Mai bine să le stea în tunel, să le spui lui, nu mă apreciezi, Domnul să vă binecuvinteze, ați predicat extraordinar. Atâta primim. Dacă vine unul la mine și spune, frate, pot să spun ceva? Hai, păi sar ca racheta. A fost un frate într-o adunare și a văzut că lucrurile nu merg bine și a zis, uite, slujba următoare nu mai facem nimic, nu cântăm, nu predicăm, eu am dar de descoperire și vă iau pe fiecare pe rând și vă spun păcatul pe nume. Știți că ți-au venit la slujba următoare? Nu au mai venit. De frică că le spune păcatul. Na, spuneți dumneavoastră. De ce nu ne place lumina? Dar să-mi spui. Vreau să-mi cunosc greșelile. Ăsta e omul lumină.
N-ați văzut aici ce scrie, ia auziți. Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr, vine în lumină pentru ca să-i se arate faptele. Nu ne place lumina. E, dacă vine lumina, îți arată cât ești tu de păcătos. Era la un moment dat un predicator bun și predica Evanghelia, dar s-a întors din lume. Și unul din prietenii lui care a auzit că predică Evanghelia s-a dus la biserică, s-a pus pe bancă și a trimis un bilet în față. Și a spus așa, eu scris pe bilet, să te văd dacă ai curaj să predici. Dacă te ridici să predici, o să mă ridic și eu să spun toate păcatele care le-am făcut împreună. Acum vă dați seama, să fii predicator, să fii, te fii pocăit din lume, să începi să predici unul din sală care e prietenul tău și care a fost în toate păcatele tale, zică, dacă te-ai ridicat și ai predicat, spun și eu toate păcatele. Și ăsta s-a ridicat, predicatorul zice, am un prieten cu care am fost în lume și zice, el știe când am curvit cu cutare, dar el nu știe că am mai curvit cu o grămadă de femei. El tot mărea. Deci el știe când am băut atunci până la 12 noaptea și el s-a dus acasă de la vrăbați până dimineața. Și tot își mărturisea păcatele și când a terminat, a început să predice. La sfârșitul predicii, bineînțeles, ăla nu mai avea ce să zic, că cine credeți că s-a pocăit? Prietenul meu. Dumneavoastră ați auzit ce a zis fratele? Pocăiți-vă și mărturisiți-vă păcatele ca să vi se șteargă greșelile și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Am fost la o adunare și am predicat. Și la sfârșit eu nu prea am avut așa să fac chemări, dar a venit un om de afaceri în față, a venit în față și a zis, eu în seara asta mi-am adus prietenii cu mine. Și prietenii mei și cei din biserică, el era pocăit, trebuie să știți că eu trăiesc în păcat. Mai vreunul ca mine. Să vedeți cum să predau ăia din lume și ăia din biserică, la el. Pentru că atunci când te pocăiești și mărturisești păcatul, vine Domnul. Pentru asta a murit Hristos pe cruce, să vii cu păcatul tău la cruce. Dar tu nu te poți pocăi de păcatul tău dacă nu vezi, dacă nu vine lumina. Dacă vine lumina, tu ești cel mai mare bandit, tu ești cel mai mare host, tu ești cel mai mare bârfitor, tu ești cel mai mare păcătos pentru că a venit lumina. Și atunci tu ești cel mai mare pocăit. Nu asta știți cine se pocăiește? Tot pocăiții. Ăia care se pocăiesc bun se pocăiesc mai mult pentru că vine lumina. Ei, dar acum trebuie să înțelegeți în final, când vine lumina, arată cât ești tu de păcătos, cât ești tu de urât, dar arată și cât e el de frumos. Deci dumneavoastră nu aveți cum să vedeți ce s-a întâmplat pe cruce, numai dacă vine lumina. Oamenii, eu mă uit, oamenii nu sunt, uite acum e Vinerea Mare, nu ce am aminte de Hristos, se interesează pe oameni. Ei nu văd nimic. Păi noi în Vinerea Neagră ce ar fi trebuit să ce facem, dacă tot ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus. Dar nu vedem, nu vedem cât e de frumos Hristos care a fost crucificat. Nu vedem, nu avem lumină. Păi gândiți-vă, când Adam și Eva n-au fost mulțumiți cu ce le-a dat Dumnezeu în grădina Edenului, mai trebuit un pom, n-au fost mulțumiți, Dumnezeu putea să pună punct la istoria vieții lor și să termină cu omul. Dar s-au mai dus mâine zi și au întrebat, unde ești, Adam? Pentru că atât e de bun Dumnezeu, că noi avem păcate, noi avem probleme și El are soluții. Și să vezi cât e de bun Dumnezeu, de aia zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Dar nu vezi! Pentru că nu vezi bunătatea Lui, nu vezi frumusețea Lui. Am citit la sfârșitul anului trecut despre un preot ortodox care la nașterea Domnului Iisus a adunat 1200 de dorințe de ale copiilor. Copii din familii sărace și centri de plasament. A vrut el să satisfacă, dorințele nu erau mari, o căciulă, o pereche de ciorapi, dar a mărturisit preotul și a spus, zice, mi-a trimis o fată de 11 ani, o dorință și zice, am tras undeva cu mașina și am plâns, cred că vreo 2 ore. Fetița asta era într-un scaun cu rotile, într-un cărucior și era surdă. Și ea mi-a trimis dorința că era în felul următor. Zice, mama mea în fiecare zi vine lângă patul meu și face o rugăciune. Deci eu n-aud, dar pentru că se repetă rugăciunea în fiecare zi, din mimica buzelor am înțeles rugăciunea. Deci mama mea în fiecare zi vine la patul meu și se roagă, Doamne, las-o pe fetița mea să meargă 5 minute în viață și îți promit că nu-ți mai cer nimic niciodată. Și fetița îi zice la preot, zice, nu vreți să vă rugați dumneavoastră să împlinească Domnul dorința la mamei, atât, să merg 5 minute în viață. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, vă duceți la biserică că, cu căruciorul, cu rotile, copiii? Și chiar să nu vezi nimic? Să nu vezi bunătatea lui Dumnezeu? Dar am fost curios la preotul ăsta, de ce a făcut lucrul ăsta? De ce a adunat 1200 de dorințe? Și am urmărit istoricul vieții lui, când era copil, era sărac. S-a făcut o excursie, o tabără. Și el a zis la taică-su, tati, mă duc și eu în tabără. Și taică-su a zis, tabără trebuie ție și noi nu avem tablă pe casă. Nu te duci nicăieri. Și în dimineața când copiii se duceau în excursie, zice, a sărit pe geam copilul
Și s-a dus la autocar și a zis la învățătoare, la profesoară, mă lăsați să urc eu în autocar, să mă pun pe scaun și să fac cu mâna așa pe geam. Și după aia mă dau jos. Și profesoara l-a lăsat, s-a dus undeva, s-a pus pe scaun, a făcut cu mâna pe geam, s-a dat jos, autocarul a plecat cu copii și zice, eu am plâns după o clădire timp în șir. Și atunci am înțeles eu de ce el acum voia să împlinească dorințe la copii din familie sărace, pentru că și el a fost așa când a fost copil. Dumneavoastră știți de ce s-a coborât Iisus să se nască într-o iesle? Ca să aveți pe cineva să vă înțeleagă în orice problemă. Să aveți un prieten, să nu spuneți că n-aveți pe cineva. Momentele sunt grele, sunt cu coborușul în viață. Și Domnul Iisus a coborât atât de jos ca să fie prieten cu tine în orice circunstanță a vieții. Să fie cu mâna sub toate problemele tale. Să nu vezi nimic. Să nu vezi frumusețea lui Dumnezeu. Cel mai măreț eveniment din istorie s-a petrecut într-o iesle. Evenimentele mărețe se întâmplă de obicei în clădiri mari, fastoase. Deci gândiți-vă, nașterea Domnului Iisus s-a petrecut în cel mai neînsemnat, cel mai mic, cel mai smerit loc. Și a fost risipă de glorie la o iesle. Și Dumnezeu a coborât acolo ca să te înțeleagă pe tine, să înțeleagă pe mine. Și Dumnezeu are soluții la problemele noastre. De aceea a stat crucificat, ca tu să mai ai o șansă, să o poți lua de la început. Să nu vezi nimic din frumusețea lui Dumnezeu. Ei, când vine lumina, vezi cât ești de urât tu, dar vezi cât e de frumos el și nu-ți vine să crezi cum el care e atât de frumos mă poate îmbrățișa pe mine care sunt atât de urât. Și atunci se produce schimbarea. Și mă schimb și eu în frumos. Binecuvântat să fie el. Fă să răsară peste noi lumina feței tale. Mai spunem o dată rugăciunea. Hai cu toții. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul pe care l-a adus în această seară, pentru sufletul nostru. Și am înțeles să spunem da la lumină și nu la întuneric și la faptele întunericului. Dumnezeu să ne dea